dimineața de câteva zile, este furtuna și marea a avansat foarte, foarte mult. Ia uitați cât a mai rămas din plajă, 20-30 de metri. Este frig, bate vântul. Ia uite, incredibil, văd rațe. Hai să ne apropiem de ele. Pe lângă pescăruși văd rațe la malul mării. Săracele. S-a speriat. Sunt minus 3 grade, dar se simt minus 11. Rapane, nu vă zic, este plin. Dar să vii să le culegi. Mai încolo sunt mii, ia uitați. Uitați unde este postul de salvamar, ca să vă imaginați până unde a venit apa. Încă pe atât era plajă. Frig. Mergem acasă să gătim ceva. Am ajuns și acasă. Uitați iazul meu. Dacă mai îngheață puțin, am o copcă electrică și nu le trebuie decât un 20 de centimetri unde să respire ei. În rest am pățit în alți ani, era gheața de 10 centimetri. O spărgeam cu toporul, o scoteam cu furca afară. Nici copca electrică nu mai făcea față. Uitați ce frig este. Peștii sunt bine. Acum, o să intrăm în casă, să gătim ceva. Mi-am adus aminte iar de o rețetă din copilărie. O rețetă care, să fiu sincer, nu prea îmi plăcea, dar acum îmi place foarte, foarte mult. O să facem mazăre cu pui. Sunt convins că toți dintre dumneavoastră, pasionați de bucătărie, știu să fac această rețetă, dar vă arăt cum o fac și eu. Sau poate vă fac poftă, măcar să vă fac poftă să o încercați iarăși. Deci intrăm în casă, afară nu se poate găti, poate vântul, e frig. Mult mai frig ca la Brașov. Deși gradele arată altceva, aici se simt de 2-3 ori mai puține. Intrăm în casă și facem o mazăre cu pui, așa, delicioasă, cu mult mărar, tot ce trebuie. Am intrat în casă să mă apuc de rețetă, am absolut totul. Dar nu am mărar, proaspăt. Am mărar la plic, dar eu mazăre nu m-a pus să fac fără mărar proaspăt. Pățești. Mergem la piață. Am plecat la piață după mărar. Iată ce frig. Toată piața este închisă, uitați. Nimeni. Unde găsesc eu mărar? Mama mea. Mergi să mai caut. Sunt în piață la Brotăcei. Constanțeni știu. Mama mea. Am găsit mărar. Ia uitați. Am mai cumpărat ceva bun aici. Dar mă bucur că am găsit mărar proaspăt. Ia uitați. Trei legături, așa zdravene. Să ținem legătura. Hai, mergem acasă spre Năvodari să gătim. Hai, suntem în Constanța.
Am intrat în casă, uite așa am pregătit, am un pui întreg, îl tranșez, văd ce folosesc din el. Puteți folosi doar copane, cum vă place. O să folosesc cam din toate părțile câte puțin. Mazăre, bondel, asta este foarte faină. Este fiartă la abur și după aceea congelată rapid și se face în 3 minute, ia uitați. Și e foarte, foarte calitativă, foarte bună. Am un morcov, puțin păstârnac, ceapă de care am avut și eu, și roșie și galbenă, puțin usturoi, ulei, suc de roșii, legătura cu mărar, bineînțeles. Și ce vreau să vă arăt? Știți că eu nu folosesc delicat vegeta și toate alea, dar ăsta m-a convins. Uitați, este un concentrat de pui de la Maggi. Este senzațional, îți vine să-l mănânci, să-l mănânci așa, ia uitați. Deci o linguriță de asta la mâncare face minuni. Am ghitit în sec. Eu mai gust din el din când în când, așa mult îmi place. Na. Ajută, dă gust bun. Mă apuc să culez legumele, să tranșez puiul și dăm drumul la rețetă. Le uișteam cu pătrunjel. Na. Ia uite. Joacă pe ei. Au mâncat gras. Condimentele mele, nu? Am tăiat puiul, l-am spălat, acum l-am lăsat scurs și să începem să tăiem legumele. Nu vreau să o plițesc, o să crepele de tot. Morcovul. Așa. Mai mare, vreau să-l vedem farfurie. Mai mărunt. Păstrăm foarte aromat, nu putem să punem bucăți mari. Păi, așa e perfect. Mulți lucru, păstrăm, dar eu cred că ajută. Bun. Usturoiul zdrobit. Așa fac și usturoiul. Și ceapa. Sosișor. Așa facem și ceapa. Perfect. Ulei l-am încins. Puiul spălat, stors, am ceva făină, dăm puiul prin puțină făină, asta ajută să rumească și mai frumos puiul și la sfârșit o să am un sos puțin mai gros. Uite așa. Sper să aibă loc tot. Tot puiul îl pun. Și piept, și oase, și tot. Copane. Sper să aibă loc. Dacă n-are loc, nu-l pun pe tot. Văd ce fac eu. Stai, încercă ce facem. Și are piară. Să vedeți ce frumos se rumenește dacă îl dăm prin făină. Îl prăjim până se rumenește. Am reușit să rândesc pe tot. Acum pun puțin ardei iute, de asta puteți spune piper și ceva sare.
Nu multă, pentru că acel concentrat este și el destul de sărat. Și rumenim puiul. Îl rumenim bine. Uitați ce frumos se rumenește. O mai las puțin și scot carnea. În același ulei o să prăjim legumele. Să fie bine, s-au rumenit. Am scos carnea, am pus legumele toate deodată, le călim puțin și pe ele. Carnea nu prăjim complet, pentru că ea o să și fiarbă destul de mult. Puțină culoare, așa să-i dăm. Uleiul se aromatizează, o să și îngroașe sosul. Uite ce fain. Tiga asta nu mai are mult, e pe ultima 100 de metri, dar încă mi-e bună. Nu mă îndur să o arunc. Nu arată ea cine știe ce, dar își face treaba încă. A fost bună, o am de mult timp. Când legumele s-au călit, punem carnea înapoi în tigaie. Am pus și carnea. Acum, suc de roșii. Dăm un suc de roșii cu busuioc de la Lidl. Foarte gustos. Apă. Să acoperă puțin. Uite așa. Mamă mia. Perfect. Acum o să pun și din condimentul meu cu gust de pui de la Maggi. Nu le fac reclamă că nu știu de unde sunt sau cine sunt. Așa, o jumătate de lingură. De ăsta un gust extraordinar. Îl găsiți și de vită. Eu am luat și de vită. Și acum, după ce începe să fiarbă, las-o cu mic 20 de minute să fiarbă așa împreună. Cât timp fierbe carnea, noi creăm și mărarul. Miroase extraordinar, proaspăt. Vai, ce bine miroase. Parfum. Să-l avem pregătit. Dacă aș putea să vă transmit și mirosul, extraordinar este. Acolo oala fierbe, suntem pregătiți. Eu deja am gustat, are un gust senzațional. Au fiert împreună cam 15-20 de minute. Acum pun și mazărea. Hai să vedem cum o bag aici. Poate trebuia o oală mai adâncă. Dar ne descurcăm. Perfect. Așa. Mama mea. Ce bine arată. Asta e congelat, a oprit puțin fierberea, dar imediat leuștean e la picioarele mele. Și tot acum pun și mărarul. Uite așa, o legătură de aia mare de mărar am pus. Mamă mia. Piesa de rezistență, mazărea și mărarul. Amestec eu mai bine și mai lăsăm așa
maxim 5 minute, maxim, după ce începe să fiarbă. Mâncărica mea de mazăre cu pui este gata, opresc focul acum, o las puțin, 2-3 minute să odihnească, pun în farfurie și asta este rețeta. Asta este mâncărica mea de pui cu mazăre. V-am spus, în copilărie nu prea îmi plăcea, dar odată ce a trecut timpul ai alte gusturi. Acum sunt fan, sunt nebun după mâncarea asta. Afară e atât de frig, haideți, uitați, așa, ce bine arată. Mama mia. Uitați, de când am început și am fost la piață, iazul a înghețat și mai mult. Este îngrozitor de frig, bate vântul. Cred că în curând o să pun copca, pentru că altfel peștii nu mai respiră și mor. Ia uitați acolo cum arată cascada mea. Frig. Asta este rețeta mea pe ziua de astăzi. Dacă vă v-a plăcut, să încercați. Eu vă mulțumesc, vă urez poftă bună. Ținem legătura de mărar astăzi. Uitați ce bine arată. Și vă spun la revedere. Mă duc să mănânc. Mi-au poftă, mama mea.